Salutare! Azi vă vorbesc un pic despre această broșă. Da, nu o să mai vedeți pe alți specialiști, la alte fete care fac broșe. Prin ce este ea special? În primul rând, este unicat, nici eu n-aș mai repeta-o. Într-al doilea rând, este tehnică, sunt tehnici folosite care nu se folosesc de obicei la broșe, iar eu deoarece lucrez de mult timp și nu lucrez doar broșe. Combin diverse tehnici pe care le cunosc de-a lungul timpului, deoarece sunt și inginer în textile și cunosc multe tehnici. Ce este special la această broșă? Frunzele pot fi îndoite, deci practic ea este un fel de 3D, 5D, numiți-o cum vreți. 2. Ea se fixează pe magnet, are prindere pe magnet, ceea ce face ca haina pe care ea este prinsă, de obicei, poate o rochiță subțire de seară sau o bluziță mai finuță, nu va deteriora haina. Asta este 2. 3. Are pietre sau cristale de chihlimbar. De fapt, chihlimbarul este o rășină. Da? Sunt pietre naturale și cunoașteți și prețul la aceste pietre. O poți folosi cum vrei și cum vrei. De exemplu, chiar și în păr o poți prinde. Da? Prinzi magnetul și o poți fixa, adică se poate fixa și chiar și în păr. Este destul de ușoară. Nu trage haina în jos. O să vă arăt că este un tricou, da? Și nu-mi trage tricou în jos. Vedeți? Stă... Unele broșe au greutate, care sunt mai pline, mai lucrate, au greutate. Asta nu are greutate. Ce mai are ea? Bineînțeles, este lucrată fiecare petală în parte și apoi este făcută o combinație. Deci nu este ceva ușor de lucrat și pe care o poate lucra orice meșteriță, orice începătoare. Poate cu experiență mai... care au experiență, care nu știu. Dar iată așa arată broicica mea. Și sunt mândră de ea. Da, v-am zis. Nu cred că o mai repet. Că nu cred că mi-ar ieși și este mult, multă muncă aici. Voi ce părere aveți despre această broșă? Ce înseamnă o broșă? O broșă nu este un lucru care îl porți o singură dată. Asta o ai ani de zile. Dacă o păstrezi corespunzător, o ai ani de zile, îți poate schimba orice ținută la care se potrivește, bineînțeles. Dintr-o rochie simplă îți poate face o rochie de ocazie. Ești în evidență cu așa o lucrare. Nu poți să nu rămâi observată. Mie nu știu de ce îmi place aici să o port. Da. Vedeți, deoarece sus este mai lung, mai scurt, o poți întoarce cum vrei tu, cum îți place. Iată așa. Părerile voastre pentru mine contează.